Adrian Chiruț este noul antrenor al echipei de handbal CSM Slatina. În vârstă de 39 de ani, tehnicianul sucevean a pregătit în ultimul an Gloria Buzău, formația pe care a lăsat-o pe locul secund în Liga Florilor. Adrian Chiruț va debuta pe banca tehnică a celor de la CSM Slatina miercuri pe teren propriu, într-un meci contra campioanei antitră Rapid București. Am discutat cu conducerea Slatinei, am fost sunat și am răspuns provocării. Sunt puține puncte adunate, e un obiectiv greu, dar îmi plac provocările, sunt tânăr, spun eu, destul de tânăr și am nevoie de multă experiență. Voi pune tot ce știu până în acest moment și să putem salva această echipă. Echipa Slatina exact cum e ea. Știu Victorina cum a muncit, e un antrenor extraordinar, a lăsat o muncă bună aici, dar acum e momentul în care eu vreau să pun și din concepția mea